Când vine vorba despre idei noi pentru sistemele de propulsie, japonezii mereu au furat startul și practic mereu au fost cu un pas înaintea europenilor sau americanilor. De exemplu, Toyota a fost un mare pionier în industria auto și pentru motorizările hibrid când au scos modelul Prius, dar un și mai mare pionier a fost Nissan pentru ideea de mașină electrică când au scos acum 20 de ani modelul Leaf. Deci practic i-au luat ideea de mașină electrică din zona asta care este foarte tabu și a dat-o pentru tot publicul. Chiar și așa, după 20 de ani cu toate retușurile, updatările, upgrade-urile și așa mai departe, Nissan Leaf a îmbătrânit. Doar că cei de la Nissan au fost foarte deștepți, au luat tot ce au învățat de la acea mașină și au pus-o pe un SUV electric din segmentul C, pentru că toată lumea acum vrea SUV-uri, indiferent că sunt electrice sau nu, și așa a luat naștere modelul Ari. Aria este făcută pe o platformă dedicată de mașină electrică numită CMF EV, adică aceeași platformă pe care este făcut și Renault Megane E-Tech. Doar că Aria a întâmpinat o mulțime de probleme chiar de dinainte să apară, pentru că primele poze cu această mașină au apărut în vara anului 2020 și mașina era programată să lanseze la finalul lui 2020. Dar ce să vezi, era dita mai pandemia și o dita mai criză de semiconductori, așa că Nissan Ariya a apărut până la urmă în 2022 și a avut foarte, foarte mult de recuperat. De ce? Pentru că segmentul din care face parte, segmentul C de SUV-uri electrice, este cel mai aglomerat posibil. Pentru că această mașină, credeți-mă, are o mulțime de rivali, și anume Volvo C40, Audi Q4 e-tron, Tesla Model Y, care, apropo, este cea mai bine vândută mașină din Europa. Și nu mă refer doar la mașini electrice, la mașini punct din Europa. Mai avem Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 și o mulțime de alți rivali. Când vine vorba de prețuri, un Ariya pleacă în România de la 56.000 de euro cu TVA. Și ca idee, ai două niveluri de echipare, și anume Advanced, care este de bază, și Evolve. Dar ideea e că un Evolve pleacă de la aproape 65.000 de euro cu TVA și ca o chestie foarte interesantă, când intri în configurator, vei vedea că tu, chiar dacă ai selectat pachetul Evolve, poți să mai vii peste acela cu încă un pachet premium care te mai costă încă 2.500 de euro cu TVA. Astfel, mașina pe care o avem noi astăzi la test cu pachetul Evolve și cu acel premium și ce mai are pe ea, are un preț de listă de 69.000 de euro cu TVA. Și era să uit, dacă și voi vreți un Nissan nou sau orice altă mașină nouă, intrați pe autovantage.ro și acolo selectați ce vreți de la viitoarea voastră mașină nouă. De acolo dealerii parteneri se vor ocupa de cerința voastră și vor reveni pe e-mail cu cele mai bune oferte și credeți-mă că o să aveți o mulțime de oferte bune din care voi puteți să alegeți. În primul rând, să notăm ce înseamnă Ariya. Ei bine, în India, cât și în partea asta de Islam, Ariya se traduce în română ca nobil, ceva ce Nissan vrea să arate foarte mult, mai ales la interiorul acestei mașini. În rest, Nissan se bazează pe o ideologie simplă japoneză numită Iki. La ce se referă Iki? Se referă la a-ți arăta rafinamentul într-un mod simplu, prin modul de a te îmbrăca și prin modul de a te comporta în societate. Și acum despre designul frontal. Ei bine, vedem că avem acest scut, că așa numește de la Nissan, avem acest scut închis, care ajută foarte mult cu aerodinamica. În primul rând, trebuie să știm că Nissan spune că această mașină are un coeficient de 0,297, fiind cel mai bun coeficient din acest segment de piață. Bun, încă o chestie foarte interesantă pe care o vedem pe acest scut, nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră, dar o să facem un insert cu treaba asta, faptul că avem acest design aici, care în japoneză înseamnă Kumiko. Ce este Kumiko? E bine, este un mod de asamblare a lemnului, de a lipi lemnul teoretic, fără cuie. Adică lemnul stă în modul în care pui tu prin simpla presiune. Deci este o chestie foarte interesantă pe care japonezii o folosesc încă din anul 600. Deci atât de tari sunt oamenii. Bun, ce mai este aici nou? Faptul că în față avem 20 de LED-uri care luminează sigla Nissan. De ce 20 de LED-uri? Pentru că, așa cum am spus și la intro, sunt 20 de ani de Nissan Leaf în industria auto și o să vedem și mai multe easter egg-uri cu Nissan Leaf, mai ales la interiorul mașinii. În partea de jos este normal să avem un spațiu pe unde intră aerul, pentru că și bateriile au nevoie de răcire. Și acum să vorbim despre faruri. În primul rând, vedem că și la Ariya, cei de la Nissan au aplicat ideea asta de V-Motion, pe care o vedem și pe alte modele. Deci, aici sunt farurile de zi și, apropo, acționează și ca semnalizări. Se continuă foarte frumos în partea asta. În timp ce blocul optic principal pentru fază scurtă și fază lungă este aici. Practic, avem 4 elemente optice separate, iar primele 3, adică 1, 2, 3, sunt pentru faza scurtă, în timp ce al patrulea este pentru fază lungă. Și acum, hai pe lateral.
Înainte să continuăm cu designul, să vă arăt și ceva ce nu-mi place la Nissan Ariya. În primul rând, ai aceeași cheie pe care o primești și pe Qashqai, și pe X-Trail, și pe Juke. Și mă enervează chestia asta, pentru că Ariya este un model ceva mai special. Are un look futuristic, electric, arată ca un OZN, dacă mă întrebați pe mine, și chiar merita să aibă o cheie ceva mai specială. Dar aia nu poți să le ai pe toate. Bun, în primul rând, aici avem niște guri de aer care sunt reale, pentru că ajută foarte mult cu aerodinamica mașinii și îmi place foarte mult că și de la Nissan au pus senzori de parcare chiar și aici în gurile de aer. Acum pe lateral, pe Ariya poți să ai jante pe 19 sau pe 20 de inci. Dacă ții pachetul Advance sau Evolve simplu, vine mașina în standard cu jante pe 19 inci, dar dacă te duci pe acel pachet premium despre care vă povesteam la prețuri, vine mașina cu jante pe 20 de inci și cu aceste capaci din plastic care din nou ajută foarte mult cu coeficientul aerodinamic care este 0,297. Acum, mai departe, culoarea are și o poveste foarte interesantă. Este o combinație de cupru cu plafon negru, se numește Akatsuki la Nissan și în traducere din japoneză se referă la momentul ăla când apune soarele și a doua zi este un nou început, ca tu să fii o nouă persoană și să faci lucruri mai bune decât ai făcut ieri. Se vede foarte drăguț cum Ariya are acest look, această linie de SUV coupe și îmi place mult cum se continuă această linie până în spate, care, apropo, îi taie foarte mult din masivitate. De asta și aici jos, unde vă spun eu mereu că avem acele protectoare de plastic la Ariya, fiind un, mă rog, cei de la Nissan spun că Ariya nu este neapărat o mașină premium, dar la ce elemente are pe ea chiar este o mașină premium. Avem aceste elemente care îi taie din masivitate în culoarea negru lucios. Vedem că ușile acoperă pragurile, ceea ce este mereu un lucru foarte plăcut. Și haideți acum în spate. Am uitat să menționez faptul că în față avem faruri full LED și în spate avem stopuri full LED. Da? Și avem această bandă LED care se continuă foarte frumos dintr-o parte în alta. Și încă o chestie pe care o vezi la mașini premium gen Porsche, faptul că scrisul Nissan este în spatele sticlei care formează stopul. Este o chestie atât de rafinată și frumoasă și elegantă și simplă în același timp, se îmbină perfect cu acel Iki de care vă spuneam la începutul acestui review. Bun, aici vedem cât de tăiat este spatele și avem aici acest eleron aerodinamic și nu știu dacă se vede foarte bine din spate, dar vezi? Este o gaură teoretic pe aici și pe aici, fix pentru conducerea aerului înspre spate, deci din nou ajută foarte mult cu acel coeficient de care vă tot spuneam pe parcursul review-ului. După aceea, Mergem în jos și vedem că avem acest element foarte, foarte mare din negru lucios, care din nou este aici pentru a-i da o eleganță în plus și pentru a îi tăia din formele mașinii să nu o facă atât de masivă pe cât pare. Și avem și aici acest difuzor de vânt care, mă rog, la modele mai puternice și la cel performance își face treaba, dar chiar și la acest model își face treaba și te ajută foarte mult. Clar, nu avem nicio evacuare, că este o mașină electrică. Și camera de marș arier se află chiar aici, ascunsă foarte frumos și vă pot spune din experiență că nu se murdărește absolut deloc și are o poziție foarte, foarte bună. Și încă o chestie foarte tare, știu că nu se vede, faptul că acel loc pe unde este lichidul de parbriz pentru lunetă se află chiar aici, este foarte bine ascuns, se vede doar în reflexia din lunetă. Bun, portbagajul este acționat electric prin butonul de aici, sau poți să faci dansul de Moldova, horă, bam bam. Aparent nu vrea să meargă acum. Avem un volum de 468 de litri. Dacă mergi pe varianta cu tracțiune integrală, ai 420 de litri. Dar ce găsim aici? Știm că japonezii și mai ales Nissan au un portbagaj care este foarte practic și modular și mobil. Pentru că, în primul rând, sub această podea, ai încă un spațiu de depozitare unde ai cabluri de încărcare și așa mai departe. Dar podeaua asta, care este făcută din 3 bucăți diferite, da? Ai una, a doua bucată și aia din spate, partea asta poate să acționeze și ca un despărțitor de bagaje, dar dacă vrei și mai mult spațiu și nu vrei niciun despărțitor de bagaje, efectiv ai scos toate bucățile astea afară și ai și mai mult spațiu. Pe lângă, mai avem încă două puncte pentru agățarea bagajelor, da? Două agățătoare, adică aici și aici, și încă două spații de depozitare unde într-un loc avem kitul de siguranță auto și acolo poți să spui tu, nu știu, lichidul de parbriz sau ce crezi tu că mai ai nevoie. Și acum să vedem cu bancheta cum se rabatează, dacă avem suprafață plană sau nu. Clasic. Deci când rabatăm bancheta de aici din spate, unde avem mânerul acesta clasic, vedem că avem o suprafață chiar foarte, foarte plană de încărcare, deci nu o să ai nicio problemă când vrei să încarci bagaje ceva mai mari. Iar atunci când ridici înapoi bancheta, centura de siguranță stă foarte bine prinsă aici, unde ai un locat special pe care vi-l arătăm la prezentarea din spate a mașinii, deci când o ridici, nu o să ai absolut nicio problemă pentru că centura nu se va prinde niciodată.
Când vorbim de garanție, la Nissan Ariya ai 3 ani sau 100.000 de kilometri și pentru baterie ai 8 ani sau 160.000 de kilometri. Și din punct de vedere al siguranței, Ariya a avut 5 stele la Euro NCAP, 86% protecție la adulți, 89% protecție la copii, doar 74% pentru protecția pietonilor, iar sistemele de siguranță au avut un procentaj foarte, foarte bun de 93%. Primul lucru pe care îl observi când deschizi capota la Nissan Ariya, faptul că nu ai franc, adică acel spațiu de depozitare în față. Dar când ai un volum al portbagajului de 468 de litri, nu ai neapărat nevoie de franc. Al doilea lucru pe care îl observi, faptul că nu ai amortizoare la capotă, ai o tijă clasică. Iar pentru 70.000 de euro, sincer, cred că ți-ai dori niște amortizoare. Dar totuși mașina este foarte, foarte bine antifonată cu aceste elemente de aici, de pe capotă. Deci, ce motorizări poți să-ți iei în România la Ariya? Cea de bază este cea cu o baterie ce are capacitate de 65 de kWh și dezvoltă 209 cai putere și aceea vine doar în variantă cu tracțiune față. Ce avem noi astăzi aici este varianta intermediară, teoretic, cu 87 de kWh și cu tracțiune față, ce dezvoltă 239 de cai putere cu un cuplu motor maxim de 300 de Nm, prinde suta în 7,6 secunde și are o viteză maximă de 160 de km/h. Tot pe varianta de 87 de kWh, poți să-ți iei și e-Force-ul, care este un 4x4, adică e un motor electric pe puntea față și încă un electric pe puntea spate și dezvoltă 297 de cai putere și mai este încă un model care momentan nu este în România și anume Performance-ul, care are 390 de cai putere. Când te urci prima dată în Nissan Ariya, trebuie să știi că ai funcția de Easy Access și Easy Exit. Bun, am avut acea animație foarte drăguță, unde ți apare logo-ul Nissan și ți apare Ariya on board, foarte, foarte drăguț, dar vei fi șocat într-un mod plăcut de cum este interiorul de plăcut, de impresionant și mai ales este unic în industria auto de departe. Deci ce a făcut Nissan la interiorul acestei mașini, pălăria jos, efectiv. Dar mai întâi să vorbim despre materiale. Ei bine, în partea asta foarte, foarte superioară de bord, ai un plastic tare, ia uză. E un plastic foarte, foarte tare, dar din fericire nu vei pune mâna prea mult în zona asta. Sincer, nu știu de ce au folosit un plastic atât de tare pentru o mașină de 70.000 de euro, dar este treaba lor. Odată ce cobori cu mâna, ai aici acest material foarte, foarte interesant, care face parte din pachetul premium. Ei bine, la prima vedere și prima atingere poți să ai impresia că este un alcantara, dar de fapt este o piele întoarsă care se duce foarte mult spre catifea deja. Deci uitați, deci se simte atât de plăcut, doar că mare, mare atenție, dacă sunteți murdari pe mâini sau aveți urme de mâncare, grăsime și așa mai departe, vă rog, nu atingeți zonele astea pentru că grăsimea, murdăria se va biba foarte ușor și doar la un detailing făcut ca la carte vei mai scoate acele pete. După aceea, când coborăm și mai mult cu mâna, avem gurile de aerisire și avem această dungă de culoarea cuplului care se continuă de la pasager până la șofer și din nou este un contrast de culori care este plăcut ochiului. După aceea, în zona asta avem acest furnir de lemn, da? Deci nu este direct lemn, este un furnir de lemn unde vedem prima chestie interesantă și unică în industria auto. Faptul că avem aceste butoane tactile integrate direct în acest furnir de lemn, da? Deci teoretic tu încă ai comenzi fizice pentru climatizare, doar că cei de la Nissan au gândit-o un pic altfel și au făcut mai special procesul, pentru că de aici reglezi temperatura, degivrare pentru parbriz și lunetă, intensitatea ventilatorului auto, să recircule aerul din interior și din nou preglajul și pentru pasageri. După aceea, volumul, ai un buton fizic, ai un potențiometru fizic, de aici dai următoarea piesă sau piesa anterioară, butonul pentru oprit motor electric, aici avem frâna de mână electrică, volanul care, apropo, este acționat electric, cât de tare asta, la puține mașini mai vezi treaba asta, este în două spițe, este foarte, foarte interesant. Da, dacă vă întrebați de ce ne-am uitat așa și de ce s-a oprit review-ul, mai devreme pe aici a trecut domnul Andrew Tate cu McLaren 720 de culoare mov decapotabil și chiar mă întrebam dacă băiatul ăsta de fapt nu trebuia să fie la arest la domiciliu, de ce se plimbă pe aici cu McLaren-ul? Dar da, ne-am întâlnit cu Andrew Tate, tot are arată mai bine decât acel McLaren. Bun, deci să continuăm review-ul. Avem volanul în două spițe cu tot felul de butoane pe care le știm și la X-Trail și la Nissan Qashqai e-Power, la fel și selectorul transmis este la fel ca la X-Trail e-Power și la Qashqai e-Power. Volanul este în două spițe, iar selectorul de transmis este la fel ca cel pe care îl vedem pe Qashqai e-Power și pe X-Trail e-Power. Deci unul la unul, nimic schimbat. Ca materiale, pe consola centrală avem această piele foarte drăguță albastră și același furnir de lemn unde găsim selectorul pentru modurile de conducere, anume normal, sport și eco, iPad-ul și o să vă arăt imediat ce mai sunt butoanele astea pe aici pentru că este o chestie mega interesantă. Iar scaunele
care, apropo, vin cu funcție de încălzire și cu funcție de ventilație auto, da? Este prima mașină pe care o văd care vine cu funcție de încălzire în scaune și de ventilație auto. Ce înseamnă asta? Că tu intri în meniu de climatizare și aici ai auto. Deci, practic, mașina, în funcție de temperatura de afară, îți va porni singură ori ventilația în scaune pe ce nivel, că ai 3 niveluri de ventilație, ori încălzirea care este și ea pe 3 niveluri și chiar și încălzirea în volan este și ea automată. Cât de tare Nissan, deci foarte, foarte tare. Și încă o chestie mega tare, că tot ziceam de scaune care sunt super confortabile, vedem că pe lângă această piele albastră absolut superbă, avem aceste dungi care la prima vedere par foarte, foarte ciudate și habar n-ai care e faza cu ele. Ei bine, cei de la Nissan s-au dus atât de departe că au făcut un parteneriat cu NASA, da, deci cu NASA, și au folosit aceste duși pe care cei de la NASA le folosesc în scaunele lor pentru navetele spațiale și așa mai departe. Astfel, tu poți să stai în mașină 24, 48, 72 de ore, 5 săptămâni în continuu să conduci, pentru că aceste nervuri sunt făcute ca să-ți ajute ție și să-ți îmbunătățească circulația când conduci și când stai în mașină. Deci nu te vei simți niciodată obosit într-un area. Din nou, foarte tare chestia asta. Acum, ca spații de depozitare, deci, din nou, este o chestie mega interesantă, pentru că începem cu buzunarele din uși, care, din păcate, la 70.000 de euro nu sunt capitonate, dar sunt destul de spațioase și poți să pui acolo o mulțime de chestii. Chiar și acolo, la cotieră, ai un spațiu mic de depozitare. După aceea avem torpedoul clasic care se deschide printr-un buton, hop așa, capitonat, foarte, foarte plăcut la atingere și de dimensiuni decente. După, în cotieră, nu ai spațiu de absolut nimic. Doar să spui telefonul la încărcat wireless, l-ai pus aici frumos. Și că vă spuneam de Nissan Leaf, nu știu dacă se vede foarte bine de acolo, dar aici avem niște frunzulițe, pentru că Leaf în traducere înseamnă frunzuliță, înseamnă frunză, nu frunzuliță, da? Deci Nissan Leaf încă un omagiu adus pentru această mașină. Deci aici ți-ai pus telefonul la încărcat wireless și dacă nu știi sigur dacă se încarcă sau nu, că din nou este în cotieră, se luminează acest logo de aici cu un telefon care se încarcă. După aceea, aici avem două suporturi de pahare, adică, știi, acum este setat pentru o doză foarte mică de suc, da, și o ține foarte bine, dar dacă ai ceva mai mare de pus, ca o sticlă de apă de 0,75, încape și ea fără probleme și stă destul de fix, nu o să cadă, nu se bălângă, ne este în regulă. Și ca să termin cu consola centrală, ai și aici o funcție foarte, foarte interesantă. Faptul că prin acest buton de pe partea mea, poți să miști consola față-spate în mod electric. Deci cât de tare e chestia asta. Mă rog, și acum când o dau la maxim în spate, vedem că mai avem încă un spațiu de depozitare și adică aici avem un port USB Type-C, un port USB Type-A, o priză de 12V, iar aici un spațiu dedicat pentru telefonul mobil. Și acum poate părea că nu ai foarte multe spații de depozitare în Nissan Ariya, dar producătorul japonez a dus foarte departe cu gândirea și ai un torpedou secret în această mașină. Deci asta mi se pare o chestie genială, că poți să te ascunzi chestii de nevastă, de mamă, de tată, de copii. Deci dacă tu vrei să ai un loc al tău secret, da? Bă, îl ai Nissan Ariya. Și efectiv, aici pe consola centrală, am spus că termin cu ea, dar tot la ea am revenit, ai din nou niște butoane tactile, close și open. Și ia uitați ce se întâmplă când apăs pe open. 3, 2, 1 și... magie! Și a apărut torpedoul secret, care poate să fie chiar și acoperit și așa cum stă el acum, poți să-l folosești ca o mini măsuță. Și apropo, și chiar și aici avem aceste frunzulițe care ne aduc aminte de modelul Nissan Leaf. Deci nu doar americanii pot să facă aceste easter egg-uri, chiar și japonezii se pricep la chestia asta. Și acum când vrei să-l închizi, cea mai tare mașină pe interior, jur. Ecranul instrumentalului de bord, cât și ecranul sistemului de multimedia au 12,3 inci. Știi, aici curbura asta drăguță, ceva ce poate ți-aduce aminte de Kia EV6, să zicem, dar ce nu-mi place e faptul că la Nissan sistemul ăsta de infotainment este foarte învechit, are o grafică învechită, se mișcă în reluare, dar în același timp tu ai Apple CarPlay și Android Auto prin cablu sau prin wireless direct. Deci, practic, tu mereu o să-ți petreci timpul pe Apple CarPlay, deci nu mai neapărat ce să te plângi de faptul că, știi, sistem de infotainment învechit și așa mai departe. Și pe plafon avem un material cât de cât decent, adică nimic special, nimic ieșit din comun, și avem și acest plafon panoramic foarte, foarte drăguț care luminează mașina. Deci este o combinație foarte drăguță de culori, pentru că ai acest lemn, culoarea bronzului, catifeaua asta și, mă rog, pielea asta întoarsă și pielea în culoare albastră, plafonul bej, este și el luminat, deci sincer, este un loc în care chiar vrei să fii. Și apropo, ca să termin cu partea de interior, uitați cât de mult spațiu avem la picioare. Partea asta de aici, pe care o vedem și pe uși, este inspirată din ceva
lămpi, veoze, lanterne japoneze și tot interiorul ăsta, pentru că pe ideea asta mergi în San, este făcut să reprezinte ambianța dintr-un cafe, dintr-un lounge. Hai în spate! Cei de la Nissan au continuat tradiția chiar și pe Ariya, în sensul în care deschiderea ușii din spate are un unghi de 85 de grade. Și uitați cât de mare este, intri fără problemă. Și acum, scaunul care este setat pe Easy Exit, deci este dat în spate oricum. Apropo, stai așa să-l dau în față ca să vedem cât de mult spațiu am. Bun, am dat în față, da? El acum este setat pe înălțimea mea de 1,85 m și uitați cât de mult spațiu am la picioare. Am o palmă și o palmă. La cap, la fel, am o palmă de spațiu, chiar și cu plafonul ăsta panoramic și chiar și cu designul ăsta de coupe, deci ai în spate la spațiu de poți să faci absolut ce vrei tu. După aceea, consola asta centrală, pe consola centrală pe care o dăm, dacă o dăm și pe ea în față, că acum este la maxim în spate, așa, dacă o dai în față, observi că avem o podea plană, pentru că bateriile sunt foarte, foarte subțiri și sunt puse foarte aproape de roată. Astfel, chiar și pe scaunul din mijloc, tu vei putea să stai fără absolut nicio problemă, pentru că scaunul este destul de lat, nu am problemă la picioare, nu trebuie să stau cu picioarele așa la ureche, ca și cum aș fi pedepsit, și este destul spațiu pentru toată lumea. Dacă nu ai pe nimeni care stea pe scaunul din mijloc, denotat faptul că avem și o cotieră, doar că n-ai acea șofă de care tragi, de care vă zic eu mereu, trebuie să bagi degetele pe aici și mă enervează la culme treaba asta. Unde? Avem aceeași piele moale și două suporturi clasice de pahare. Nu avem un ski hatch, din păcate. Dar ce mai avem aici foarte interesant? Faptul că partea din spate a scaunelor față, aici este un material care se aseamănă, de fapt este fix acel material de nim pe care îl întâlnești pe blugi. Știi, chestie mega interesantă. Avem clasicele buzunare din scaune. Aici pe consola centrală avem, nu avem a treia zonă de climatizare, avem doar gurile de aer, dar avem scaune încălzite pe lateral, tot pe trei niveluri. Avem un port USB Type-C și un port USB Type-A pentru copii, trebuie să nu se bată pe aici pe Nintendo, PlayStation, telefoane și așa mai departe. Și îmi place mult că materialele de pe ușa din spate sunt la fel de bune ca cele de pe ușa din față. Adică aici avem o piele moale, aici avem aceeași catifea, piele întoarsă, ce e ea de care vă tot povesteam. La fel și aici pe cotieră avem piele de culoare albastră și aici jos, din nou, buzunarele din uși, din acel plastic care nu este neapărat foarte tare, este plăcut la atingere, din păcate nu sunt capitonate. Și încă o chestie pe care am uitat să o menționez, faptul că avem sistemul audio Bose cu 10 difuzoare care se aude chiar foarte, foarte bine. Mi se pare că se aude mult mai bine ca pe Nissan X-Trail, de exemplu. Înainte să plecăm oficial la drum, o să vă arăt camerele 360 și o să merg foarte, foarte puțin fără centură în această parcare, pentru că este un sunet special în momentul în care mergi fără centură. Nu este un sunet normal de la enervant ca la orice mașină, este un sunet dezvoltat de niște băieți de la o casă de producție care fac sunete pentru jocuri video. Deci, în primul rând, camerele 360, da? Pot fi acționate ori din butonul ăsta unde scrie camera, ori dacă pui mașina în marșarier. Dar apăsăm pe camera și vedem că avem o cameră 360 destul de normală, se vede ok de sus, doar că în spate claritatea putea să fie mai bună pentru o mașină lansată în anul 2022. Asta este părerea mea. Și acum, cum se aude mașina când mergi fără centură cu ea, de exemplu, printr-o parcare, da? Ia. Dacă se aude. Serios? Aparent nu mai vrea să se audă. Bun, aplicăm tactica T, oprim mașina și o pornim iar. Și acum aplicăm fără centură să vedem dacă se întâmplă ceva sau nu. Așa, și asta este sunetul de care vă ziceam că se aude când mergi fără centură. Da, este ceva mai plăcut decât la alte mașini cu sunetul ăla clasic, normal și, da, mă rog, enervant. Bun, acum plecăm oficial la drum să testăm Nissan Ariya, da? Nissanul nobil. Deci, prima dată când te urci la volanul lui Nissan Ariya, nu vei observa neapărat mari diferențe față de orice altă mașină electrică normală, da? Doar faptul că chiar și la viteze de oraș, chiar și la viteze de autostradă, la orice viteză vrei tu, nu auzi absolut nimic de afară. Deci absolut nimic de afară. Este foarte rafinată, este foarte bine închegată mașina.
este bine izolată fonic și este efectiv o oază de liniște, știi? O chestie care este mega, mega plăcută și o mașină care este foarte relaxantă și deloc obositoare, nici măcar la drum lung, pentru că, așa cum vă spuneam, avem și scaunele astea care ți ajută ție circulația și nu te vei simți obosit în ele. Pe lângă, sunt și foarte confortabile. Din păcate, o chestie care mi se pare interesantă, faptul că ele nu vin cu funcție de masaj, pentru că dacă țineți minte, la Nissan Qashqai, de exemplu, o mașină care este ceva mai ieftină ca aceasta, poți să spui funcție de masaj, în timp ce la Nissan Ariya nu ai această opțiune deloc să spui funcție de masaj. Foarte ciudat, pentru că până la urmă Ariya și Quick-Trail sunt navele admiral în gama celor de la Nissan. Deci, din nou, o chestie ciudată. Dar o chestie foarte interesantă pe care o poți face, deci tu acum ai oglinda retrovizoare, este pe normal ca la orice oglinda retrovizoare, dar dacă faci așa de ea, bam, a trecut în modul cameră. Și știi cine mai are chestia asta? Fratele de platformă, Renault Megane E-Tech. Și apropo, poți de aici să o duci în poți să intri într-un meniu, poți să duci să intri în meniu de down, up sau left, right, poți să dai mai jos, mai sus, este fix după placul tău. Este o chestie foarte, foarte interesantă. Bravo Nissan și bravo Renault pentru că au implementat acest lucru pe mașinile lor. Mă rog, momentan doar Ariya și Renault Megane au funcția asta din grupul ăsta de mașini. Din punct de vedere al autonomiei, deci mașina are autonomie VLTP declarată de 525 de kilometri, care chiar sunt real, chiar îi poți face în Nissan Ariya. Deci pe DN-uri, când mergi cu 70-80, chiar ai o autonomie reală de 520 de kilometri, mă rog, nu știu de 500 de kilometri, în timp ce în oraș ai autonomie reală de vreo 450 de kilometri și pe autostradă să spunem un 300, maxim 350. Deci chiar este o autonomie foarte bună și din nou, este o autonomie reală pentru că este fix cât au declarat cei de la Nissan, ceea ce este o chestie destul de rară până la urmă în industria auto, că toți vin cu niște cifre de astea nebune pe care le faci doar dacă mergi ca o băbuță la cumpărături duminică la piață și mergi cu maxim 50, cu tot oprit, cu tot aerul pornit și așa mai departe. Deci aici este o chestie plăcută implementată de cei de la Nissan. Bun, în modul Eco și în modul standard, direcția este foarte, foarte ușoară, în timp ce atunci când o pui în modul Sport, direcția se întărește și se întărește chiar bine. Adică deja poți să simți, poți să ai o precizie mult mai bună și clar, n-ai niciun feedback de la drum, dar măcar te simți un pic mai dinamic și din punct de vedere dinamic, și din punct de vedere al accelerației, Ariya stă bine pentru o mașină care cântărește, până la urmă, 2,2 tone. Cum spuneam, 0-100 în 7,6 secunde, dar asta rămâne să vedem imediat acum la testul nostru de 0-100. Dar ideea e că mașina, teoretic pe curbe, nu simte deloc greutatea, pentru că subvirarea apare destul de rar și mai ales dacă avea modelul e-Force, care este cu tracțiune integrală, este 4x4, clar subvirarea va fi și mai puțină decât la modelul ăsta care este doar cu tracțiune față. Din punct de vedere al vizibilității, clar, te ajută foarte mult camera asta, pe lângă oglinda retrovizoare clasică. Cele laterale sunt de dimensiuni bune, doar că în jurul stâlpului A, unde ai și boxa și stâlpul A cu totul, apar toată un unghi mor deranjat, dar totuși nu este nimic de speriat. Pe față avem suspensie de tip McPherson, în timp ce pe spate avem suspensie independentă. De asta suspensia este foarte rafinată la Nissan Ariya și absorbe foarte bine șocurile, mai ales la denivelări mici. În același timp nu apar nici zgomote în habitaclu, dar odată ce mergi la denivelări mai mari și la grup ceva mai mare, vei vedea că și acolo le absorbe cât de bine se poate, dar apar câteva zgomote deranjante în habitaclu. Ai trei moduri prin care regenerezi curent în baterie. Odată ai modul Eco, care mai mult face un coasting, da? Nu-ți va frâna mașina singură pentru a încărca baterie, pentru a încărca curent electric în baterie. Mai mult va fi un fel de coasting. După aceea ai modul Braking, care îți va frâna mai tare ca să încarce mai eficient curent în baterie și ai și modul E-Pedal. Dacă mai activezi și E-Pedal, vei vedea că Ariya va frâna ceva mai agresiv și va reduce viteza până la 10 km pe oră, da? Adică nu te va duce până la 0 km pe oră, dar te va înfrâna până la 10 km pe oră și astfel regenerezi mai mult curent electric în baterie. Chestia interesantă este că dacă activezi e-pedal, efectiv simți cum pedala de frână se mișcă singur. Adică dacă tu stai cu piciorul pe frână și ai e-pedal pornit, efectiv pedala pleacă de sub tine, dar din nou, la început este posibil să-ți pare ciudat, dar după aceea te obișnuiești și vei vedea că este chiar un sistem bun care te ajută. Adică tu practic doar mai apeși foarte puțin frâna dacă simți tu că e mai multă nevoie de frânare decât face mașina deja. Încă o chestie foarte interesantă la frânare, faptul că este foarte, foarte natural, adică nu o să fie frânarea clasică de mașină electrică sau mașină hibrid, în care în prima parte doar regenerează curent și se pare că nu frânează și abia după frânează și te panichezi un pic. Nu, este foarte naturală frânarea la Nissan Ariya. Și încă o chestie care îmi place mult
mult față de rivalii, mai ales din grupul VACA, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4, ID.5 sau Skoda Enyaq Coupe. La acele mașini tu pe spate ai tamburi. Ei bine, la Aria ai tot discuri ventilate ca pe față. Din nou, o chestie mega plăcută la această mașină și încă o bilă albă în plus. O chestie mai neplăcută pe care am observat-o la Aria, lane assist-ul. Deci pe același drum, a avut momente când a intervenit într-un mod normal cum trebuia să o facă, dar a avut momente în care efectiv nu a intervenit deloc, nu a avut nicio reacție, nicio treabă pe același tip de drum, pe același drum, efectiv. Acolo mi s-a părut o chestie ciudată. Bun, a venit timpul să facem al doilea test de 0-100, pentru că la primul am avut iPad-ul activat și mă gândesc că poate am frânat un pic, pentru că în loc de 7,6 cât au declarat aia de la Nissan, am avut 100 în 9 secunde. Deci, desactivăm iPad-ul, a plecat, punem în drive și punem mașina în modul sport. Avem drag-ul pregătit la un telefon din spate să cronometreze și 3, 2, 1 și... La fel de greu a plecat, efectiv, pleacă foarte greu de pe loc. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nu cred. Ok, deci cu iPad-ul dezactivat am prins 100 mai greu în 9,1 secunde în loc de 7,6. Nu știu dacă fac eu ceva greșit, dar ăsta este timpul. Și acum, după testul de 0-100, să vedem cum iese și frânarea de la 100 la 0. Deci, 3, 2, 1 și... Bun. Acum ca să revină cârcotașii pe care am avut înainte când am spus de vibrații, deci mașina asta a vibrat cel mai rău din toate mașinile testate la frânare, la distanța de frânare de la 100 km pe oră la 0 km pe oră. Deci a vibrat cel mai rău din toate, deci că eram pe o barcă în timpul furtunii, deci a făcut ca toți, era să zic ceva, efectiv a vibrat rău de tot, dar în același timp a frânat destul de bine. Inițial, când am apăsat tare pe pedala de frână, chiar a frânat bine, după aceea a simțit cu toată greutatea din spate, a venit pe față, deci a avut un pangaj destul de accentuat și în momentul ăla a început să vibreze, să facă așa și frâna din ce în ce mai greu, chiar dacă viteza scădea. Foarte ciudat sentimentul la mașina asta la frână, deci foarte ciudat și din punct de vedere al vibrațiilor a fost cel mai rău până acum, deci cel mai rău. Dacă ați urmărit până acum Auto Vantage, știți foarte bine că nu sunt un fan al SUV-urilor și nu sunt un fan al mașinilor electrice. Și o să fie ciudat acum când o să vă spun că Aria, care îmbină cele două chestii care nu-mi plac deloc, adică este un SUV electric, îmi place la nebunie și dacă vreodată voi fi nevoie să-mi iau o mașină electrică, Aria o să fie în lista aia de mașini pe care le consider. Clar, 70.000 de euro nu este un preț pe care îl poți da mâine pe o mașină, dar până la urmă hai să ne gândim, toate mașinile electrice care îți oferă ceva în plus față de strictul necesar sunt scumpe. Astea sunt prețurile din ziua de azi, dar Aria pentru 70.000 de euro mi se pare cea mai corectă mașină electrică pe care tu ți-o poți cumpăra acum la ora actuală, mai ales o mașină electrică premium. Așa că vă îndemn cu cea mai mare căldură să faceți un test cu mașina asta, să vedeți despre ce este vorba, pentru că o să vă impresioneze din orice punct de vedere. Eu sunt Silvian Irimia, nu uitați de un like, nu uitați de un subscribe, nu uitați de platforma noastră autovantage.ro și țineți minte, Aria este cea mai tare mașină electrică la ora actuală. Și țineți minte, bucurați-vă de bișterile voastre, indiferent că sunt pe 2, 3 sau 4 roți. Pa!